Vă invit să rămânem așa ridicați în picioare și să deschideți Biblia, Sfânta Scriptură și să urmărim și textul afișat și în limba engleză pentru tineri care pricep mai corect în limba engleză și să citim împreună un cuvânt din prima carte a Bibliei, din Cartea Genezei, de la capitolul 28, versetul 10 și până la versetul 19, pagina 31 în Sfintele Scripturi. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iacov a plecat din Beersheba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avram, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere a minte și a turnat un delemn pe vârful ei, a dat locului aceluia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Frații mei, aș vrea ca să rămân în contextul învățăturilor care în perioada de la sărbătorirea Sfintelor Paște s-au predicat aici la noi în biserică și aș vrea să mă duc și eu în același context spre învățătura despre consecințele învierii. Deși probabil sunteți surprinși că am citit un text din Vechiul Testament și tocmai din Geneza, din prima carte a Bibliei, sigur, am eu alunecările mele spre istorie, dragostea mea din copilărie și mie îmi place Vechiul Testament, dar dacă cel care s-a născut aici pe pământ în trup omenesc și care a trăit o viață care este pildă pentru noi astăzi, cel sfânt, cel neprihănit, cel curat, dacă a fost mielul de jertfă al lui Dumnezeu care a spălat păcatele întregii lumi și dacă El a înviat și s-a înălțat și stă la dreapta tronului îndurării cerești, frații mei, dacă acest Iisus Hristos care este Mântuitorul nostru și credem că prin înviere și noi astăzi suntem vii într-o identitate nouă și El are încă din primele pagini ale Bibliei antetipuri în Vechiul Testament, dați-mi voie să vă spun că și lucrarea lui are un prototip în Vechiul Testament. Și anume, toată lucrarea lui Iisus Hristos aici pe pământ a fost ca după înviere să fie proslăvit la Tatăl și de acolo să trimită Duhul Sfânt și apoi să înceapă o istorie în existența omenirii pe pământ. O istorie marcată de ziua Rusaliilor, de pogărârea Sfântului Duh și ca să țină perioada aceasta în istorie, ca să se finalizeze cu un eveniment la fel de universal, la scară cosmică, cum a fost coborârea Sfântului Duh, adică toată perioada aceasta
de istorie, perioada Harului, să se încheie cu răpirea bisericii, cu înălțarea ei la cer, acolo unde a fost înălțat Cel ce este viu în vecii vecilor, Cel ce a biruit moartea, numele Lui să fie slăvit în poporul Lui din locul acesta în seara asta și până în veci. Amin. Profetul Isaia, în capitolul 53, prevestea la rândul lui vremea aceasta de har și în versetul 10 spune în felul următor: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, cât de multe zile? Veșnic, frații mei, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. La rândul lui, Apostolul Pavel în Filipeni, un verset pe care l-am ascultat și dimineață, sper că nu ne-a ieșit din minte așa de repede, vorbește Apostolul Pavel de credința aceasta în înviere, care îl determină la un anumit tip de trăire, la o anumită atitudine și spune el în versetul 11, mă lupt, mă silesc, cred în lucrul acesta și ca să ajung cu orice chip, deci cu orice chip, cu orice preț, nimic nu-i prea mult pentru ca să ajung, dacă voi putea, la învierea din morți. Apoi, Apostolul Petru, în prima lui epistolă, în capitolul 1, versetul 3, laudă și binecuvintează pe Dumnezeu și mi-a plăcut îndemnul fratelui de la timpul de rugăciune, că avem așa un mare har și se merită să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-l lăudăm și harul acesta nu este altul decât să fim mântuiți prin har, să fim copiii lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Petru în prima lui scrisoare, 1 Petru 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Amin. Dar haideți să ne întoarcem la cuvântul citit din Vechiul Testament și să vedem cum un om, ca și noi de altfel, Iacov este personajul textului citit din Vechiul Testament, un om care a ajuns la o anumită vârstă, tânăr fiind, își dă seama de nevoia de binecuvântare pe care toți realizăm la un moment dat că o avem în viață și încearcă prin soluții proprii, chiar prin substituirea persoanei fratelui său, să poată să câștige binecuvântările, pentru că știa că nu el e primul la binecuvântare, ci după legea de atunci altul era cel care ar fi în dreptul omenesc să primească binecuvântarea. Și încearcă el, așa ca orice om pe pământ, așa cum am încercat și eu în tinerețea mea, să încerc să învăț, să încerc să întreprind tot felul de lucruri. Am gândit în mintea mea tot felul de soluții ca să pun mâna pe binecuvântare, să cresc, să am toate cele de trebuință, să am o familie, să mă bucur de tot ce îmi poate oferi viața aceasta pământească. Și am început să recurg la tot felul de soluții și așa a făcut și personajul textului din seara aceasta. Dar la un moment dat, în năzuințele acestea, omenești de altfel, el se lovește de niște probleme. În momentul respectiv, el este chemat la tatăl lui Isaac și îi spune, ascultă aici, uite fratele tău Esau, începe să își ia neveste din neamurile care nu fac parte din poporul meu și uite, îți dau un sfat, du-te tu la neamul tău și ia-ți tu nevastă din poporul care l-a ales Dumnezeu, dintre frații noștri, și să duce el în Mesopotamia și tot în ideea aceasta să câștige binecuvântări, să câștige confortul vieții, să se realizeze, să se împlinească în viața aceasta. Și mergând el înspre Mesopotamia, se întâlnește în textul pe care l-am citit cu o cercetare a lui Dumnezeu. Frații mei,
Dați-mi voie să vă spun că n-a atârnat absolut de Iacov ca să aibă momentul acesta, momentul Betel. Așa cum nu atârnă de noi în seara aceasta, cum spunea fratele la timpul de rugăciune, n-a atârnat de noi ca în seara aceasta să fim copiii lui Dumnezeu, să fim la părtășia aceasta, să ne bucurăm de mântuirea prin har. Nici la Iacov n-a atârnat de el, dar Dumnezeu a văzut în Iacov ceva dincolo de preocupările lui și îl urmărește, începe să-l urmărească pe Iacov la acesta, îl iubește, îl iubește, așa cum ne iubește pe noi astăzi. Și ajunge el ostenit de drum și se pune într-un loc să o poposească acolo și îi se arată Domnul și îmi place cuvântul din versetul 13. Și Domnul stătea deasupra, e vorba de scară, Domnul stătea deasupra ei și zicea: eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram. Și într-o explicație de subsol zice așa: sau lângă el. Adică ajunge Iacov într-un anume moment ostenit de călătoria lui și îi se arată Dumnezeu și Dumnezeu stă lângă el. Așa cum de atâtea ori în viață a stat lângă mine, a stat lângă tine, a fost aproape de nevoia noastră și poate că de multe ori noi în preocupările noastre și absorbiți de viața asta pământească să acumulăm anumite lucruri, nu rele neapărat, poate că am și uitat de Dumnezeu, așa cum se întâmplă și în cazul lui Iacov, și Dumnezeu îl cercetează acolo la Betel și spune aici cuvântul că stă lângă el, stă lângă el și spune: ascultă, Iacove, eu nu știu ce ai tu în cap și ce vrei de la viața asta, dar îți aduc aminte de un lucru, că dacă vrei binecuvântarea, tu trebuie să ieși din cadrul acesta a ceea ce înseamnă pentru tine, pentru judecata ta omenească, binecuvântare materială, să ieși din mediul acesta și să te îndrepți spre binecuvântările veșnice cerești. Și acestea nu se primesc oricum, ci numai într-un anume fel, și cel care dă binecuvântarea sunt eu. Și nu numai atâta, îi și spune despre ce-i vorba și îi spune așa, versetul 14, îi face o făgăduință, așa cum ne-a făcut nouă prin cuvântul lui Dumnezeu: dacă rămâneți credincioși mie, dacă credeți în jertfa lui Hristos, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus că a înviat din morți, vei fi mântuit. Îi face și lui, mântuit înseamnă tot. Toate binecuvântările care pot fi pentru veșnicie. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Și nu numai atâta. Bagă-te seama, ca să primești aceste binecuvântări trebuie să fiu eu cu tine, nu altcineva. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Amin. Frații mei, nu este atât de interesant cuvântul acesta? Îl cercetează Dumnezeu pe Iacob și parcă îi pune la dispoziție tot harul lui. Uite, dorești binecuvântările? Eu ți le dau și uite, îți fac o promisiune. Îți fac o promisiune. Nici nu te părăsesc până nu voi împlini tot ce am spus. Și se trezește omul nostru din textul citit în seara aceasta, după revelația aceasta în vis, și rămâne cumva uimit. Iacov s-a trezit din somn, versetul 16, și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu nici n-am știut. Eu n-am știut. Și uite că Domnul e aici lângă mine. Și versetul 16, eu fost frică, s-o umplut de frică. Uite, eu am gândurile mele, am preocupările mele și totuși Dumnezeu mă iubește și stă aici lângă mine și îmi face și promisiuni. Oare ce s-a întâmplat, frații mei? Eu de multe ori stau și mă gândesc ce a putut să fie în apariția mea pe pământ, cine a gândit, cine a conceput, cine a făcut, cine a realizat toată această șansă pe care eu am să mă nasc într-o familie
de oameni cu frică de Dumnezeu și de mic copil să-mi inspire frică de Dumnezeu și respect pentru biserică. Păi azi, ce șansă, eu n-am știut, eu n-am vrut, eu n-am umblat după așa ceva. Și Domnul era lângă mine. Domnul era lângă mine și Domnul este acum lângă tine și lângă mine în seara aceasta, în locul acesta. Eu când mă gândesc la lucrurile acestea, eu mă umplu de frică. Iacov zice, i-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Frații mei, iată, suntem în casa lui Dumnezeu. Nu putem să ne ducem mântuirea noastră în credința în jertfa lui Hristos, în Cel care este viu în vecii vecilor, decât în casa lui Dumnezeu. Acesta este avertizmentul lui Iacob. Ai grijă! Aici ai casa lui Dumnezeu. Nu știu ce vrei tu să faci și unde vrei să ajungi, dar cuvântul lui Dumnezeu îl cercetează pe Iacov și spune, aici este casa lui Dumnezeu, aici ai poarta cerurilor. Dacă vrei făgăduințele și dacă vrei binecuvântările, tu trebuie să trăiești în anume fel. Iacov s-a sculat, dis de dimineață, a luat piatra pe care pusese căpâtâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acela numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Frații mei, eu cred că fiecare din noi am avut un Betel al nostru. Pentru că dacă n-am fi avut un Betel al nostru, o vreme a cercetării prin cuvântul lui Dumnezeu ca să credem în făgăduințele pe care ne le-a făcut cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, prin cuvântul lui Hristos, Romani 10:17, am auzit cuvântul lui Dumnezeu, credința vine în urme auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Iată, frații mei, așa ni s-a deschis orizontul acesta spre poarta cerurilor, înspre mântuire și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu în seara aceasta, dar ce s-ar fi întâmplat cu Iacov și ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă am rămâne doar cu impresie din aceasta, cum mulți, mi-aduc aminte, în România erau mega evangelizări și pe stadioane și erau mulți oameni înfricoșați de puterea cuvântului Dumnezeu și de ce se manifesta acolo și se umpleau de frică cu adevărat cu oamenii aceștia ai Dumnezeu. Și după ce au plecat de acolo, l-am văzut săptămâna viitoare și ăsta, nimic, nicio schimbare. Ce s-ar fi întâmplat cu Iacov și ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă întâlnirea aceasta cu cercetarea lui Dumnezeu n-ar fi avut impact asupra noastră? N-ar fi fost nimic. Am fi rămas morți în păcatele noastre, iar Hristosul cel înviat din morți, care s-a înălțat la cer și astăzi mijlocește pentru noi ca să ne pregătească un loc, ca istoria aceasta a existenței umane, a existenței biserice pe pământ să se finalizeze prin răpirea bisericii în locul pregătit, dacă cercetarea aceasta cuvântului Dumnezeu n-ar fi produs efect în noi, am fi rămas în moarte, pentru că plata păcatului era moartea. Căci dacă Hristos n-a înviat, zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 15, atunci credința noastră e zadarnică. Nu s-a întâmplat nimic, ba mai mult, noi suntem în continuare morți în păcatele noastre. Frații mei, să vedem ce s-a întâmplat cu Iacov și cred că e corect în seara aceasta să facem o evaluare a istoriei noastre din momentul Betel, Betelul personal a fiecăruia din noi și până în momentul acesta și să băgăm de seamă, să ne judecăm noi pe noi înșine, unde am ajuns, dacă am avut un Betel al nostru, în momentul acesta, în seara asta, unde suntem? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu, în următorul text din capitolul 32, versetul 24 până la 31, după ce Iacov își urmează el treburile lui, are întâlnirea lui de la Betel cu Dumnezeu, se înfricoșează extraordinar, aici era Dumnezeu și eu nici n-am știut. Și își continuă treburile lui, se duce acolo la locul acela unde a slujit o vreme, el fiind un om isteț, da, evreii sunt oameni inteligenți, a început să lucreze, să întreprinde tot felul de lucruri, să se îmbogățească chiar și își vede de drumul lui. Capitolul 32, versetul 1 și 2, zice în felul următor, Iacob și-a văzut de drum și l-a întâlnit îngerul lui Dumnezeu. Când i-a văzut Iacob, a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu, de aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim, tabără îndoită. Vreau să fac o paranteză. Din momentul Betel și până când ajungi la momentul Peniel, vreau să ajungem și aici, pentru că eu cred că am ajuns, că dacă n-am ajuns la Peniel,
avem o problemă, frații mei, și vom vedea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. L-a urmărit îngerii lui Dumnezeu, a pus Dumnezeu ochii pe Iacov, așa cum a pus Dumnezeu ochii pe mine și pe tine, pentru că altfel n-ai fi în seara aceasta în locul acesta. Vreau să fac o paranteză. Eram un tânăr adolescent și eram preocupat, așa cum spuneam în introducerea cuvântului din seara aceasta, cum să-mi foresc un viitor. Eu sunt născut în România, în Transilvania, în zona Dejbobâlna, acolo un sat, și la un moment dat eram eu copil la școală și ne duce de la școală într-o excursie la dealul Bobâlna, acolo în anul 1437, cu mai mult de 1500 de ani, așa veche istorie este, are locul acela în care m-am născut eu în Transilvania, pe vremea aia era Ungaria și în locul acela este un deal atât de înalt și are un perete stâncos înspre Valea Olpretului, cum mergi de la Dej înspre Jibou, aici sunt slăjeni și cunosc drumul acela, încât și acum 2 ani când am fost în România am trecut de câteva ori pe acolo și soția nici nu știu de ce mă duc încet pe acolo. Și mă uitam la dealul acela, partea nordică, versatul nordic al dealului este numai stâncă, este aproape vertical, vreo 600 de metri are în înălțime dealul acela. Și am avut un vis. Am avut și eu un Mahanaim al meu și la un moment dat am văzut pe părinții mei și familia mea urcând spre vârful acelui deal. Fusesem pe vârful acelui deal, acolo este un monument în memoria evenimentului de la 1437 și cu școala ne-a dus acolo și mi-a rămas în memoria vizuală locul acela și sigur că Dumnezeu în visele noastre se folosește de anumite imagini rămase pe retina minții noastre și mă uitam eu la ei, se urcau pe peretele, se cățărau și se chinuiau să ajungă sus pe peretele acela de stâncă. Extraordinar. Dar de ce nu ocolesc dealul? Dealul, la poalele dealului, e o pajă, este întinsă, care se ocolește dealul și pe la capătul dealului este un drum cu care și cu mașina poți să ajungi acolo. Interesant. Se chinuie oamenii ăștia să ajungă acolo și este un drum plăturalnic acolo care e de-a dreptul șes. Și zic, nu-i nimic. Eu mă duc pe aici și întâlnesc eu acolo. Și la un moment dat, la capătul dealului, cineva m-a oprit. M-am întâlnit cu îngerii domnului frații mei și mi-a pus un gard în fața mea și pe o timba, pe o scândură mare, era scris așa, pe drumul acesta nu se ajunge acolo. Întoarce-te înapoi. În zilele următoare mi-aduc aminte că am povestit visul acesta tatălui meu, numai lui l-am povestit. Și zice, o să ai tu de te întoarce înapoi și multă suferință o să fie pe tine. Dar s-a ieșit îngerul lui Dumnezeu înainte și lucru bun este că vei ajunge și tu acolo, dar va trebui să urci pe unde să urcă, nu pe oriunde. Frații mei, Iacov, i-a promis Dumnezeu că se va întoarce înapoi în țara Canaanului și acolo îl va binecuvânta. Pământul acesta pe care stai, pământul făgăduinței, ți-l făgăduie ție și seminței tale. Dar prin multe de examene și multe necazuri a trecut Iacov și la un moment dat își aduce aminte de trecutul lui, de istoria lui și versetul 24 din capitolul 32 spune în felul următor. Iacov însă a rămas singur. Atunci om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor, văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile, dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Frații mei, noi trăim acum un moment aproape că se arată zorile, spune cuvântul lui Dumnezeu într-un loc, străjerule, străjere, mai este mult din noapte, nu mai este, dar se arată zorile și pentru că nu mai este mult din noapte și se arată zorile, noi toți ar trebui să spunem, Doamne, noi nu te lăsăm până nu ne binecuvintezi și spune cuvântul lui Dumnezeu mai în jos, omul acela a zis,
Cum îți este numele Iacov?" a răspuns el. Apoi a zis: "Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu, cu oamenii și ai fost biruitor." Frații mei, iată întâlnirea cu Dumnezeu. A fost un Betel, a fost un Mahanaim, dar iată un Peniel, o întâlnire cu Dumnezeu, când se produce o schimbare atât de puternică încât tu primești un alt nume. Tu nu mai ești Iacov, tu ești Israel. Frate, soră, eu, toți cei care ascultați cuvântul lui Dumnezeu, în momentul când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, tu primești un alt nume, o nouă identitate, tu nu ești ce ai fost, dacă vreți mai pe înțeles, un nou caracter, tu nu mai ești Iacov ăla care ai umblat după lucrurile care ai umblat de acum încolo. Și nu numai atâta, că să-ți aduci aminte că te-ai întâlnit cu mine, îți dau și un semn, o lovitură, care să fie tot timpul în drumul tău de acum încolo pe pământ, și ca să nu cumva să uiți că ești altceva și altcineva și alt caracter, semnul acela, lovitura aceea în coapsă, ca să umbli de acum nu prin vedere, nu prin lucrurile după care tu te lupți, ci de acum încolo să umbli înspre pământul făgăduinței, să-ți continui drumul înspre țara care ți-am făgăduit-o, cu puterea care ți-o dau tu. Tu ești chiop, tu nu mai poți. Și acum trebuie să crezi în puterea pe care ți-o dau eu ca să poți să ajungi la binecuvântările pe care ți le-am făgăduit. Frații mei, istoria lui Iacov este istoria noastră, a fiecăruia dintre noi, în seara aceasta. Doamne, nu te las până nu mă binecuvintez, da? Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dar trebuie să purtăm în noi, în ființa noastră lăuntrică, în trupul nostru chiar, să purtăm un semn a întâlnirii cu Dumnezeu. Nu mai sunt eu, Ilie Horvat, spune Apostolul Pavel în Galateni. Am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos cel răstignit trăiește în mine, frații mei. Ești altul, nu ești ce ai fost. Și de acum te duci înspre făgăduințe, înspre părăția cerurilor, nu cu destoinicia ta, nu cu ceea ce crezi tu că ești, ci prin credință. Adică vezi că ești neputincioș, căpătez, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Iacov a întrebat pe cel cu care se lupta: spune-mi, te rog, numele tău. Era curios și eu am întrebat: Doamne, cine ești? Apostolul Pavel, Faptele Apostolilor, capitolul 9. Doamne, cine ești? Iacov a întrebat: spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns: pentru ce încerc numele? Și l-a binecuvântat acolo. Slavă Domnului! Iacov a pus locului acela numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, căci a zis el: am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Frații mei, eu cred că, eu personal, și cred că fiecare dintre dumneavoastră puteți spune: am ajuns la Peniel și mulțumesc lui Dumnezeu. Dacă cumva cineva care ascultă cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta a trecut pe la Betel, a trecut pe la Mahanaim și n-a ajuns la Betel, la fața lui Dumnezeu, silește-te, este anul apropierii de Dumnezeu, silește-te să ajungi în fața lui Dumnezeu. Timpul este pe sfârșit și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din copță. Nici măcar la Peniel, acolo unde s-a produs schimbarea lui, acolo unde a căpătat o nouă identitate, un nou nume, un nou statut, el nu s-a oprit. Trecea pe lângă Peniel, s-a dus mai departe spre făgăduințele în care deja credea că Dumnezeu îi le poate da. Frații mei, unde ești tu acum? Verifică-ți istoria în fața cuvântului lui Dumnezeu. Ai trecut pe la Betel, te-au urmărit îngerii lui Dumnezeu în tot drumul vieții tale, ai ajuns în fața lui Dumnezeu și spui ca Iacov: Doamne, am stat în fața lui Dumnezeu și totuși trăiesc. De ce trăiești? Pentru că a privit Hristos înspre noi, de-a lungul istoriei noastre, nu prin ceea ce noi am meritat, ci a privit înspre noi prin Hristos, cel neprihănit, cel răstignit și cel înviat.
prin El a privit la noi. Și iată, am ajuns în fața lui Dumnezeu și noi în seara asta trăim, avem viață prin Iisus Hristos, dar noi trebuie să ne continuăm drumul. Unde ai ajuns? Ai pornit de la Betel? Ai trecut prin Mahanaim? Ai ajuns la Peniel? Dar noi avem o destinație, împărăția cerurilor, și se apropie momentul când biserica, prin evenimentul pe care noi îl așteptăm ca să fie răpită, să marcheze un finish a istoriei existenței noastre pe pământ. Cum stai în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu? Pentru că tu trebuie să mergi înspre destinația aceasta, nu cu puterea ta, nu cu inteligența ta, nu cu ceea ce ai tu în tine și te bazezi pe ceva, ci șchiopătând. S-ar putea întâmpla evenimentele pe care le vedem și cred că urmează evenimente care o să ne îngreuneze mersul nostru, poate mai mult decât a șchiopăta, poate chiar mai mult, dar noi trebuie să privim la Hristos, mijlocitorul nostru care stă la dreapta lui Dumnezeu, mare preot în veci și mijlocește pentru noi. Doamne, te rog, dă-mi mie putere și dă tuturor fraților mei de la Filadelfia în seara aceasta, dă-mi putere ca în starea aceasta pe care Tu ne-ai dat-o, chiar cu slăbiciunile noastre, cu șchiopătările noastre, întărește-ne Tu, pune Duhul Tău cel Sfânt în noi, să ne dea puteri noi, ca să putem să mergem spre destinația pe care Tu ne-ai făgăduit-o. Da? Eu cred că Dumnezeu ne poate da lucrul acesta. Și mă rog în seara aceasta și cred că fiecare dintre cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta are această dorință. Dar trebuie o examinare strict personală a fiecăruia. Dacă ai pornit de la Betel, unde, în ce fază ești tu acum? Eu pot să-mi dau răspunsul mie. Dar fiecare din cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta trebuie să-ți dai un răspuns al tău personal. Dacă cum ai ajuns în fața lui Dumnezeu, la Peniel, și totuși trăiești și ești în locul acesta, în seara aceasta, adu-ți aminte că nu știu, Dumnezeu știe cât drum mai este, dar șchiopătez, întâmpin greutăți, șicanări. La Iacov i-a fost frică de fratele lui Esau, și la un moment dat își dă seama că nu mai are ce face și merge înaintea lui Dumnezeu și îi spune așa, ajunge să se roage, Doamne, ai Tu milă, izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Am fricile mele, sunt pândit, sunt atacat, am probleme, înaintez greu, dar Doamne, mă rog Ție, Doamne, ai milă de mine și dă-mi Tu putere, că și cu puterile mele și cu slăbiciunile mele, cu privirile ațintite asupra destinației care este împărăția lui Dumnezeu, îmbracă Tu biserica Ta, Doamne, din locul acesta, în putere care vine de la Tine prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să putem să ne continuăm drumul. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți frații mei, ca toți împreună, în pace, să putem să ne continuăm drumul spre împărăție. Amin.